Bună ziua! Mă bucur să o salut astăzi la Chișinău pe doamna Maria Pecinovici Burici, secretarul general al Consiliului Europei, în vizita în Republica Moldova la 7 luni după întâlnirea noastră la Strasburg în această primăvară. Vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitației noastre și bine ați venit! Vizita vine să marcheze progresele înregistrate în ultimele câteva luni în relația dintre Republica Moldova și Consiliul Europei și să ia act de cele mai importante evoluții din sistemul justiției. Schimbările ce s-au produs în Republica Moldova în această perioadă ne-au permis să avansăm pe mai multe subiecte de interes comun. Am discutat cu doamna secretar general despre realizarea proiectelor de asistență, incluse în planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pe anii 2021-2024, pe care l-am lansat împreună în luna aprilie la Strasburg, în continuarea cooperării strategice inițiate anterior. Acest plan are drept scop să ne asiste la alinierea legislației, instituțiilor și practicii cu standardele europene în domeniile drepturilor omului, statului de drept și democrației. Proiectele incluse în planul de acțiuni vizează asigurarea integrității și independenței actorilor din justiție, combaterea violenței împotriva copiilor și femeilor, depășirea provocărilor legate de pandemia COVID-19, susținerea presei și alte domenii de interes pentru noi. O acțiune importantă pe agenda noastră comună este Convenția de la Istanbul împotriva violenței asupra femeilor și a violenței domestice. În luna octombrie, Republica Moldova a ratificat Convenția, confirmând astfel intenția noastră de a aborda cu toată seriozitatea și de a găsi soluții durabile pentru problema gravă a violenței domestice în Moldova. Un alt subiect pe care l-am discutat cu doamna secretar general este reforma justiției și lupta împotriva corupției, prioritatea numărul 1 a autorităților de la Chișinău. Moldova are acum o ocazie unică de a realiza o schimbare substanțială în sectorul justiției, iar pentru asta trebuie să ne mișcăm rapid și hotărât. Apreciem asistența oferită în acest sens de grupul de lucru de nivel înalt al Consiliului Europei, instituit sub auspiciile doamnei secretar general, pentru a sprijini efortul Republicii Moldova de reformare a sectorului justiției. Grupul a recomandat modificarea Constituției ce vizează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și eliminarea pragului de reconfirmare în funcție a judecătorilor după acumularea 5 ani de experiență. Recomandarea a fost implementată în această toamnă de Parlamentul de la Chișinău. Această acțiune este un pas important în reforma justiției și va asigura mai multă independență judecătorilor moldoveni după curățarea totală a sistemului. Mizăm, în acest context, pe sprijinul Consiliului Europei în procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, care va începe în anul 2022, care ne va permite să curățăm sistemul de persoane cu probleme de integritate și averi nejustificate. Expertiza oferită de Consiliul Europei în acest sens este utilă și necesară în eforturile actuale de promovare și realizare a transformărilor interne. Suntem conștienți că unele acțiuni promovate în acest domeniu ar putea fi interpretate drept acțiuni extraordinare, însă ele sunt justificate de circumstanțele extraordinare în care acționează astăzi guvernarea de la Chișinău. Acțiunile noastre ating interesele adânci ale grupurilor corupte care au fost înrădăcinate și consolidate în scheme de corupție de-a lungul anilor, iar acestea opun rezistență totală. În asemenea condiții, tiparele clasice de reformă nu sunt întotdeauna eficiente. Nu suntem
singura țară care se confruntă cu asemenea situație. După cum ne-am convins din încercările anterioare de reformare a justiției, fără intervenții rapide și ieșite din tipare, eforturile de schimbare a stării lucrurilor în justiție pot fi cu ușurință discreditate de către cei care nu își doresc asemenea schimbări. Avem nevoie de acțiuni care pot rupe cercul vicios al influenței grupurilor corupte asupra procurorilor și judecătorilor moldoveni. Altfel, justiția riscă să rămână o statică intereselor înguste de grup, lăsând oamenii cu sentimentul amar al nedreptății, iar noi nu putem admite perpetuarea acestei situații. Dovadă sunt dosarele depuse de cetățenii Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, numărul crescut de condamnări ale țării noastre la CEDO, precum și sumele mari pe care va trebui să le plătească țara, adică cetățenii, din cauza hotărârilor ilegale pronunțate de judecători. Sper că putem conta pe înțelegerea partenerilor noștri ca lucrurile să nu mai continue în această manieră, ca lucrurile să se schimbe. Am reiterat în cadrul discuției cu doamna secretar general angajamentul ferm al țării noastre de a-și îndeplini obligațiile asumate în contextul aderării la Consiliul Europei în anul 1995. Obiectivul nostru este consolidarea instituțiilor democratice în Moldova, iar procedura de monitorizare a Moldovei de către adunarea parlamentară și trecerea la alt nivel al relațiilor cu APC va dura până vom atinge acest obiectiv. Doamnă secretar general, dragi cetățeni, relațiile dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, stabilite de mai mult de 26 de ani în urmă, au o istorie consistentă și bogată. În toți acești ani, Consiliul Europei a fost un partener de încredere care a ghidat țara noastră în procesul complex de democratizare, care a găzduit dezbateri importante despre viitorul țării noastre și care ne-a fost alături în momente de cotitură. Apreciem relația noastră de parteneriat. Suntem și acum într-un moment de cotitură pentru istoria țării. Astăzi, Republica Moldova are o ocazie unică de a realiza schimbări sistemice, durabile, în sectorul public și în justiție, de a restabili încrederea cetățenilor în statul lor și de a reda oamenilor speranța că pot avea o viață bună în țara lor. Azi avem puterea și voința de a repune țara pe calea dezvoltării și consolidării democratice și a construi în Moldova un stat de drept veritabil. Contăm pe sprijinul partenerilor noștri din Consiliul Europei în acest demers. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna președintă, cu sunt prezentarea doamnei Maria Felicina Veșbunici, secretar general al Consiliului Europei. Thank you very much. Good afternoon, everyone. It's really good to be in the Republic of Moldova today on my first official visit to the country as the Secretary-General of the Council of Europe. Allow me, to start by thanking you for inviting me to visit the Republic of Moldova. We mark 26 years of your country's membership in the Council of Europe. Our meeting was a great opportunity to take stock of what has been achieved and what is needed moving forward. As many of you know, the cornerstone of our cooperation is the Council of Europe Action Plan for Moldova 2021-2024, which we launched together with the President in April of this year. It includes all the areas in which the Council of Europe and the Republic of Moldova work together. During our meeting today, I had the opportunity to appreciate your strong determination, Madam President, to advance the reform process, particularly concerning the judiciary and the fight against corruption. This is very positive and encouraging, and may I say, refreshing. With you, Madam President, but also throughout my meetings today, I highlighted these duties of the Council of Europe that we attach to the continuation of these reforms.
reforms. The latter are key not only to ensure respect for human rights, democracy, and the rule of law, but also to boost economic development and growth. They are also crucial for the EU's integration process, to which I know your country aspires. And finding that achieving a broad political consensus is important to ensure the sustainability of the reforms over time. At the Council of Europe, we are determined to continue supporting your country in the reform efforts. In this respect, the Republic of Moldova's continued cooperation with and participation in all Council of Europe bodies is of utmost importance. Equally important is its continued cooperation with the CADIC level working group on the justice reform, which I set up to maintain the company as needed the authorities' reform agenda. This dialogue continues, and I want to thank you again, Madam President, for your personal commitment to this work. Allow me also to praise the Moldovan authorities for the recent ratification of the convention. Thank you very much for mentioning that in your speech as well. We exchange on what was to be the clear sign of your authorities' determination to combat violence against women, and this will certainly further underpin your efforts in this important area. It shows true political leadership, not only for the Republic of Moldova, but for the whole of Europe, and I assure the President that we at the Council of Europe remain committed to supporting the implementation of the Istanbul Convention in the Republic.